Muzica, dragi prieteni, este refugiul universal pentru sufletele alungate de acasă. Eu am descoperit de la o vreme o nouă terapie. Nu este vorba nici de psihologi, nici de numerologi, nici de coach. Este vorba despre o melodie pe care am postat-o și pe Facebook și zeci de femei mi-au scris. Ileana, noi tot o punem pe repeat. Este vorba despre noul șlagăr al Tatianei Turturianu, Iubește-mă. Ce a convins-o pe ea să ne spună? Să le spună tuturor bărbaților, să o iubească, aflăm asta, vorbe cu minte. Bună seara, bine ai venit la noi, Tatiana. Nu tuturor bărbaților, deși să știi că bună, bine. Bună la toată lumea, emisiunea cu bună minte. Ție, da. Bună, da, la toată lumea, mulțumesc tare mult pentru invitație, sunt pentru prima dată, sper că nu și pentru ultima. Iubește-mă... vorbeam de bărbați pe toți bărbații, da? M-a mirat și impresionat tare mult faptul că o ascultă și bărbații și să știi că sunt mulți care o ascultă, o mai și cântă. Mi-au trimis câțiva chiar filmulețe în care cântă piesa asta, da. Despre piesa asta și despre tine și despre tot ce faci tu, despre Lumânări, despre satul Chișcăreni, despre Plăcinte, despre Ion Palade care e din același sat cu tine. Imediat după surpriză priza pe care o avem pregătită pentru tine. Ia uite acolo, uite acolo. Unde? Uite acolo, la ecran. Vă rog să dați hashtag următorul invitat. Să-mi sugerați pe cineva de aici, de la noi, că nu putem aduce pe, nu știu. Tatiana Turturianu. Tatiana Turturianu. Este o interpretă? Interpretă. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez numai bine. Noastră, de fapt, Olga Căpătână, da, este cea care m-a direcționat spre tine, dar trebuie să-ți spun că eu mi-amintesc încă de primul tău videoclip, Poem, da, care l-ai filmat, versurile aparținând de doamna Olga Căpățină. Da. Hai să începem cu un autoportret. Cine ești tu? Eu sunt o copilă născută la țară, trăit, am locuit în Chișcăreni, Sângerei, o mare parte a vieții mele, înconjurată din patru părți de pădure și sălbăticia asta frumoasă și libertatea asta de a putea să-mi exprim gândurile și tot ce simt și cum văd, o am de acolo și o am în vene. Sunt fiica părinților mei, sunt norocoasă și fericită să am și mamă, să am și tată, sunt sora surorilor mele, sunt mamă a doi copii, un băiat și o fată, sunt interpretă de profesie și o mare parte din tot ceea ce fac eu și transmit la capitolul muzică este, dintotdeauna am spus și mereu menționez, este și muncă și experiență, pentru că cânt de mică, de la 6-7 ani, dar e mai mult har de sus. A turnat, Doamne, Doamne, mult, mult. Și dacă până nu de mult pentru mine orice oportunitate de a ieși, de a cânta era binevenită și mi era suficientă și nu simțeam nevoia de a face piesele proprii, de a transmite lumii ce simt eu, cum simt și de a împărți, din că revenim iarăși la ceea ce spuneai tu la început de terapie. Da. Să știi că abia în ultima perioadă, vreo jumătate de an în urmă, probabil am trecut eu ca femeie printr-o anumită transformare, așa să zic, când am realizat că harul ăsta de sus este nevoie să îl împart cu mai multă lume și să fac tot posibilul ca să ajung la mai multă lume. Eu niciodată nu am avut, acum îți zic cu mâna pe inimă, nu am avut tendința sau visul ăsta de a deveni o interpretă cunoscută sau nu am alergat după popularitate. Tot doamna Olga, cu care am făcut eu cunoștință ani mulți în urmă și care întotdeauna m-a susținut și întotdeauna am zis tu. Dar ea chiar te iubește. Adică și eu o iubesc. E reciproc. Care ea vorbește de bine. Draga mea,
tu îi spuneai că posibil ai trecut prin transformare. Păi ai trecut sau posibil ai trecut? Dacă tu te văd atât de sinceră și deschisă... Da. Am trecut... Transformarea e... cum să zic... Simt eu că am trecut la un alt nivel de înțelepciune, hai să zic, femeiască. Și nu doar, și ca personalitate. Pentru că am realizat că nu este vorba doar de mine și de vocea și harul pe care mi l-a dat Dumnezeu și că pot să merg să cânt oriunde. Am mers, am cântat, am primit plăcerea, satisfacția de care am eu nevoie ca să... Mi-am luat emoțiile de care am eu nevoie și cu asta s-a încheiat totul. Pentru un public suficient de restrâns. La un moment dat, anul trecut a fost un an prin... cu mai multe momente și cu starea fizică am avut niște problemuțe și cu starea psihologică au mai fost niște momente complicate prin care am trecut și respectiv eu am realizat că trebuie să mai schimb din lucruri și să cea mai mare realizare a mea acum pe moment, că eu sunt sigură că peste ani o să se mai schimbe și altele. Tu periodic apar, nu știu cum, așa știi, pac! Și da. Așa faci tu. Cea mai mare realizare a mea a fost și eliberare a fost atunci când eram într-atât, mă simțeam de obosită fizic și moral, deși oamenii din jur asta nu vedeau, pot să joc bine teatru și să nu fac ca oamenii din jur să înțeleagă sau să știe. Întotdeauna a fost așa mai tăcută la capitolul, adică ce simt și totuși exact. Că este totul ok? Da, mai pentru puțin lume să cunoască. Mai puțin spațiu de interpretare, da, mai puține bârfe. Eu așa, nu mă interesează bârfele, vorbele, n-am timp. E suficient să vii cu un cântec gen iubește, mai și toată lumea se întreabă ce s-a întâmplat. Ajung și la istoria cu iubește-mă. Ziceam că cea mai mare eliberare mea pentru ultima perioadă și de unde s-au pornit lucrurile să se miște și cu piesa, pentru că iubește-mă este prima pe care eu e ca copilașul meu, pentru că și versurile și muzica mea aparțin. Dacă până acum, pur și simplu. Dacă până acum cântam piese frumoase, dar pe versurile doamnei Olga, acum deja ăsta o simt așa foarte, foarte ca al treilea copil al meu. Și a fost momentul, ziceam, de eliberare, momentul în care eu mă simțeam atât de obosită fizic și moral. Era ca și cum aveam un sac în spate și îl căram și îl duceam și la un moment dat, țin minte, eram la mănăstirea Suruceni în pădurea de lângă mănăstire, de obicei acolo mă plimb des și am zis, Doamne, uite, ia tu sacul ăsta și du-l. Te rog, am toată încrederea, dar eu îi face pași mici și îi merge după tine. Și eu nu sunt din... Nu merg în toată duminica la slujbă sau sunt adică nu mi-e rugosiță foarte... din asta nu, care nu, e cu nu, bătutul nu, mătânilor. Nu, cu... nu, dar am încredere că este acolo o superputere care ne ghidează și ne ajută. Și atunci am lăsat lucrurile să meargă de la sine și să nu le forțez. Pentru că eu întotdeauna mi-am asumat foarte multe responsabilități, că eu trebuie să fiu acolo. Și dacă ceva nu mi reușește, întotdeauna ziceam că eu trebuie să fac un cântec, dar să fie hit și să fie wow și să fie și când m-a mai întrebat cineva, dar tu de ce nu ai cântecele tale? Și eu aveam posibilitatea să-mi cumpăr, aveam posibilitatea să apelez la compozitori, la scriitori și așa mai departe. Cunosc în lumea muzicii foarte multă lume care ar fi putut să mă ajute. Dar eu întotdeauna toate așteptările erau la mine. Super foarte multe așteptări de la mine. Perfecționistă, autobiciuire, neapărat. Exact. Și iată, în momentul în care eu am debarasat de toate aceste momente și am început să fiu, nu că mai indiferentă, dar cumva să privesc mai ușor la ce spune lumea, da, o să placă publicului, da, nu o să placă, da, o să judece sau nu o să judece. Nu mă interesează. Totul a venit de la sine. Și iată, momentul cu iubește-mă a venit foarte firesc. Piesa asta s-a născut firesc, natural. E trăită, apropo, e o piesă trăită de tine. Da. E vorba de o relație în care am fost eu cu un bărbat și care în momentul în care, să zicem, eu m-am
a prins așa și am început să scriu, a fost când persoana în cauză întotdeauna te iubesc, tu înțelegi că eu te iubesc, dar asta rămânea doar la nivel de cuvinte și fapte nu prea se vedeau. Nu și este eu fiind de fostul tău soț. Nu, are nicio legătură. Pentru că de fostul meu soț, suntem de, divorțați. Soț dublu. Da, suntem divorțați de vreo 4 ani, cred că suntem pe al 5-lea an și el este un foarte bun și un tată foarte bun și n-are treabă, nu. Nu mi-a făcut el. Deci nu stă el la bază. E vorba de altcineva, da, dar ideea care că acest om tot spunea eu te iubesc, dar și era doar la nivel de cuvinte și mai puține fapte. Și la un moment dat eu zic, ok, iubește-mă cât vrei, iubește-mă, dar departe de mine, de la casa ta. Îmi pare rău că nu pot cânta, tu acasă la bucătărie știi ce cânt. Eu eram în cadă când am scris, deci omul tot după un eventual conflict, iarăși am primit un mesaj că te iubesc și eu... Da, dar vezi cât de importante sunt astfel de persoane în viața noastră. Cum s-ar fi născut, știi? Exact, persoanele și stările și eu doar în astfel de stări creez. Pot să creez. Nu e despre, eu nu pot să mă așez și să încep să scriu, hai să încep să scriu un cântec. Eu e nevoie să prind starea, e nevoie să mă provoace cineva sau ceva sau și doar în așa situație. Uite, tu spui în cântec oamenii nu se mai schimbă, nu au cum, nu pot. Tu când ai înțeles că noi oamenii nu ne schimbăm? Eu am fost căsătorită de 2 ori cu același bărbat. Știu. Adică nici tu nu te schimbi, de fapt. Nu. Mm-hmm. Trebuie să fie, trebuie să vrei foarte, foarte mult să schimbi ceva la tine. Mai aud situații că vorbesc, mă rog, gen și femeile și bărbații uneori se schimbă doar dacă sunt foarte îndrăgostiți sau iubesc o altă persoană. Dar să e un procentaj foarte mic și pentru o perioadă foarte, foarte scurtă. Și eu mai studiind, mai citind, am realizat că și creierul uman este cumva format și noi ne naștem genetic cu niște momente, niște baze venite din strămoși, din bunei care le avem la bază și pe care noi nu le putem schimba, cât de mult nu o să te impui să schimbi. Tatiana, chiar știind acest lucru, de ce noi mai oferim totuși șanse omului care odată ne-a trădat? Eu am încercat. Eu sunt din categoria persoanelor care iartă, care oferă multe șanse. Eu chiar vorbeam cu cineva și o prietenă și mi-a zis, Tania, tu vezi că omul ăsta ți-a băgat cuțitul în spate și nu. Faci așa cu el și tu tot te gândești și eu zic, păi da, eu uite, da, vă doare și oricum stau și mă gândesc, dar nu poți să fii tu așa putred, nu trebuie să ai tu ceva bun în tine. Ai nevoie de durerea asta? Sindromul Stockholm ți-l regăsești cumva? Nu. Eu am avut așa momente. Eu nu am avut, eu sunt pe cât sunt de bună, pe atât sunt de iute și da. Deci eu pot să ofer șanse și oportunități unui om ca să se manifeste, ca să, pentru că eu știu că nici eu nu sunt perfectă și eu tot pot să greșesc. Apropo, cântecul tău mi-a amintit foarte mult de cântecul Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot, Angela... Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești un prost. Cine cântă? Am pretext. Da, e de mult. Piesa asta eu țin minte că eram eu copilă. Nu conectați televizoarele, vă rog. Eu cânt. O găsim după emisiune. Angela, probabil, nu. Da. Știu, pare mi se că eu și interpret... Și mi-a mai amintit și de o piesă de-a grupului Cuibul, Iubirea asta e, nu știu cum, clipul tău. Adică cumva te-a inspirat în clip? Nu, e nu, un gen retro așa foarte... Nu ne-am inspirat în clip. Minimalist și foarte așa scump de calitate. Nu ne-am inspirat. Scump. Aveam o sumă fixă în care trebuia să ne încadrăm. Mm-hmm. Deci inițial piesa am scris-o fiind la țară, aveam acolo un pian, m-am așezat la el la Chișcărie. Exact, la Chișcărie și am început să scriu.
Și am postat o parte din un fragment mic din această piesă și atâtea reacții de la urmăritori, de la prieteni cunoscuți și chiar oameni străini că vor piesa în întregime. Am primit, cred că în ziua aceea, peste 100 de mesaje. A fost ceva pe explozie pe rețelele de socializare. Și atunci am decis că o să merg să cu ea mai departe, să-i fac totuși orchestrație și să nu întind măța de coadă, pentru că în anul trecut m-am axat mai mult pe cover-uri, anul acesta deja am zis că o să lucrez, o să mă impun. Toate cover-urile, deci pe cuvânt. Mulțumesc! Pentru că ai o voce care mie îmi vine foarte bine, este o voce plină de, uite, ce am descoperit eu, cu urechea mea de profan, adică dramatism plus ironie. Asta am văzut în vocea ta. O voce cu personalitate atât de puternică încât stau și mă întreb de ce niciodată jurații de la Vocea României nu au venit să se întoarcă la tine? Pe cuvânt, eu chiar nu i-am înțeles. Eu intuiesc că nu mi-au fost alese probabil piesele potrivite, nici în primul, nici într-al doilea caz, pentru că acolo nu cântai ce vrei tu sau îți poftește ție inima, nu. Acestea sunt niște show-uri, niște show-uri televizate. Adică și nu mă duc eu cu melodia mea de acasă. Tu vii cu o melodie ta de acasă, de tu ai încă 20 de piese acolo care fie sunt scrise de tine, fie sunt date de ei și înainte să ieșim la scaune, așa și ni s-a spus faptul că voi ați ajuns aici din mii de oameni care au fost la preselecții, deja înseamnă că sunteți foarte talentați și că aveți un viitor bun în cazul în care o să lucrați și o să vă doriți asta. Dar mai departe este important să realizați că vorbim de un show de televiziune unde are se pune accent nu doar pe voce, dar mai sunt niște momente acolo. Da, și tu te-ai dus graviduță a doua oară, așa prima, de frumusică. Prima oară eram gravidă. Graviduță, frumusică, ce vroiau? A fost un chin. Tu nu puteai să le arăți sex în scenă, dacă asta vor ei. Nu, că nu neapărat câștigă acolo sexul. Probabil e o chestie și de noroc și de... Nu știu, eu cred că e mâna producătorului, nu mâna destinului. Producătorului și acum tot nu am nicio garanție că dacă aș merge acum, aș întoarce scaunele. După mine asta e o chestie de noroc mai mult. De cum ești tu poziționat atunci și energetic și așa mai departe, eu nici pe departe nu aveam nici experiența și nici încrederea în sine pe care o am eu acum. Nu vorbesc de egoism, dar acum deja eu un pic... Da, deja eu în timp am realizat că da, într-adevăr am acest har și potențial chiar de sus ai. Și nu că ar fi să mă laud sau că sunt la noi în țară încă sunt foarte mulți interpreți care au acest har și nu știu, mie îmi place un anume timbru vocal, adică eu aleg, mai ales când e vorba de o voce feminină, eu aleg, mie îmi place, uite așa, un pic mai răgușit, mai scârțuit, știi? Da. Dar de ce ți-a trebuit să mergi acolo? Unde? La România, la Vocea României. Păi vreau sunat, nu vreau... Ne-au sunat, da, ei știind că noi suntem interpreți, că așa întotdeauna practic se face. Ei urmărind care sunt interpreții și dat fiind faptul că eu eram însărcinată și oarecum asta dădea bine la public, și plus la asta mai era și istoria în spate că recăsătorită cu același bărbat și era o istorie că era clar că eu nu am cum să trec la scaune, asta era clar, toată lumea știa despre asta, pentru că eram în luna 8-a și am văzut că soțul tău spunea că mă tem s-ar putea să nască chiar în scenă. Jurații sunt cei instruiți la cine să se întoarcă și la cine nu? Nu știu, asta nu pot să zic, nu am văzut, nu dețin așa informație. Dar era de fapt și ca o punte de lansare pentru piața de peste Prut, nu?
Sau... Nu știu, eu nu văd foarte multă, nu ofer tare mare valoare la acestor concursuri, pentru că atâtea ediții au fost și atâția câștigători au fost la Voce, dar pe care noi nu-i vedem, nu-i auzim, exact. Aceeași fabrică de staruri care a fost și la noi în țară, cumva... Până la urmă e o chestie care depinde de fiecare aparte. Dacă tu îți dorești, într-adevăr, ai ce arăta și tu, ăsta este scopul vieții tale, tu îl vezi ca scop al vieții tale, dar nu un simplu hobby sau... Sunt multe momente care, dacă se aranjează ușor... Deci pentru tine ușor, n-a fost eșec. Asta este important. Nu, doar că dacă mă întreb dacă regret, da. Regret, mai ales prima dată, pentru că eu mi-amintesc ce chin a fost și, și eu fiind acolo, însărcinată da. Și am așteptat în ziua când să intrăm la filmări, am venit de la 8 sau 9 dimineață și eu am intrat, cred că, pe la 5-6 seara. Toată ziua se filmează acolo? Toată ziua am stat acolo și nu aveam nici scaune, practic, eram foarte multă lume. Și eu, fiind însărcinată, mi se pare... Acum nu aș merge sub nicio formă, pentru nici cu că bani? Nici cu bani, nici cu... Eu am riscat foarte mult, eram, știi cum, însărcinată și stai atâta și în picioare sau așezată, dar numai nu culcată și eu mai trebuia să nasc. Era foarte cald, aveam picioarele umflate, mâinile umflate, tot corpul. Eram luna 8-a și... și a fost un chin și mi se pare un pic incorrect că am procedat așa și cu mine și cu copilul. A fost alegerea, până la urmă noi facem niște alegeri. E o alegere de moment, dar înveți și faci concluziile și mergi mai departe. Ce m-a impresionat acum în discuția noastră, că tu ai vorbit despre cuțitul ăsta înfipt în spate, fără nicio grimasă din asta, știi, de neliniște și de... Dar de rău pe față. Am o calitate cu care foarte tare mă mândresc și da. Pe bunie? Da. Poate să mă brănească cineva, să-mi zică ceva urât, să-mi facă anumite momente urâte sau din care eu să sufăr sau să am de tras. Și eu am nevoie de foarte puțin timp ca să trec peste. Adică ca să nu duc cu mine tot rău care a fost. Altceva este când eu, dacă eu mai continui să am o relație cu această persoană sau îi mulțumesc și merg mai departe fără. Și eu cam în majoritatea cazurilor așa fac. I-ai trimis cântecul. Măi... De ce? Nu, suntem în relații bune. Dar el știe că a fost muza ta. Da, sigur. Pentru că și pe mine mă întreabă tare multă lume. Spovedanie unei amante, este autobiografie sau nu? A fost cineva care m-a inspirat, dar noi oricum avem nevoie de niște drame personale. Exact. Eu vroiam să menționez o dată, pentru că foarte multă lume o ia la personal. Atunci când tu cânti despre ceva, ei își imaginează imediat că prin asta tu ai trecut sau asta tu ai simțit și atunci eu le explic cel puțin la e-mail, mai apropiați, că mie de obicei nu-mi place să dau explicații, îndeosebi oamenilor care nu mă cunosc sau care de la părerea cărora viața mea nu o să se schimbe nicicum. Da. Nu pierd timpul. Da, tu ai un pic de cinism în tine. Stai o clipă, uite tu. Eu am scris nu de mult niște versuri, imediat îți spun. Eu n-am timp pentru supărări și eu nu trăiesc cu supărări și nici cu gura lumii. Nu-mi pasă care și ce face, cum și cu cine anume. Îmi văd de viața mea cum știu, cum vreau și atâta cât se poate. Eu n-am timp să vă contrazic. Voi toți le aveți dreptate. Toate. Voi aveți dreptate. Da, voi mie când vine, când vine toate. Cineva și începe să-mi povestească adevărul lui sau că eu fac așa sau altfel sau bârfe sau da, uite, nu intru, nu explic. Ai dreptate. Ai dreptate și cu asta am încheiat tot și subiectul. Și ne-am scurs să terminăm. Da. Maxim, cui pot eu să dau explicația asta, sunt părinții mei, dacă o să mi le ceară sau copiii, atât. Dar tu probabil nu intri în conflict. Eu îmi imaginez că tu ești fata tatei și cum așa ai, deci fără să știu și cu mama, voi chiar aveți situații în care de contradicție. Mama e pâine caldă. Și tata. Nu am cu niciunul dintre ei. Aur. Părinții mei, indiferent că am trecut prin tot felul de situații grele, niciodată mama cu tata tot timpul au fost de partea mea și tot timpul mi-au zis fă așa cum simți că e viața ta și tu ai să trăiești, tu ți-o trăiești. Copiii
copiii care se nasc din dragoste sunt copii norocoși. Da. Și tu ai recunoscut și ai, ai prins. Din totdeauna zic că am un noroc extraordinar și la, și la oameni, și la părinți, și la, la tot. Cumva, oamenii care ți-au dat în viața ta, ei crezi că sunt predestinați de sus? Sau hai așa, ce faci tu? Sunt oameni doar pentru o zi și sunt pentru mai multe. Sunt oameni care... ce pot auzi și sunt ce știu să ascult. Care e diferența între a auzi și a asculta? Păi, sunt oameni care aud, eu îți spun ceva și tu mă auzi, dar tot ce auzi tu trece pe lângă tine, să zicem. Că mie mi se reproșează, într-o relație mi se reproșa că tu mă asculți, dar nu mă auzi. Greșeam? Adică eu ascultam, nu? Da, era neapărat dar nu auzi. Era neapărat și să aud. Păi e, iarăși, nu știu, oamenii sunt diferiți. Aici e o temă foarte, foarte complexă și... Dar stând pe șes la Chișcăreni, voi aveți un șes acolo. Da, da, da. Cu foarte multe rățuște, gâște, lumea la voi chiar crește păsărit, așa e la, la greu. Creștea da, cel puțin păi, în 2019. Da, la țară, toată lumea are... Este plăcinta mâncarea tradițională acolo? Și de ușor, de la sex la plăcintă. Da, da. Așa e viața. Sigur, sigur. Mama mea face niște plăcinte tare gustoase. Mama mea este o foarte bună gospodină. Și da, sunt, sunt. Și în general satul Chișcăreni e un sat cu oameni foarte buni și gospodari și primitori și care au cultivat valori. Și despre implicarea ta. Da, da. În a da și a transmite satului o altă față, vorbim după o pauză publicitară, vorba Tatianei Turtureanu. Voi toți aveți dreptate, publicitate. După să dăm clipul, dar hai cântă. Iubește-mă, nu poți să-ți interzic să o faci, iubește-mă. Dar când mă vezi, te rog să taci, iubește-mă. La fel de mult cum m-ai trădat, eu n-am uitat. A revenit în studio la vorbi cu Miti, cu Tatiana, cu Turtureanu, cea mai în vogă interpretă de acum de la Aoleu. Drăguța mea, tu îți dai seama, întruchipezi visul oricărei femei din Republica Moldova. Tu ești înconjurată de 8 bărbați frumoși. 9. De 9. Scuze, unde era cu DJ-ul și pentru operatorul că vorbim de despre bandul Elvis Band. Și ce musculoși și frumoși. Babă, ce te determină să te înconjuri numai de bărbați? Toată viața mea am fost în relații foarte bune cu bărbații și până în prezent am, nu știu dacă pot să-i numesc prieteni, pentru că nu cred eu că nu o femeie... Nu, nu cred că un bărbat și o femeie pot să fie prieteni foarte apropiați. După mine... Cineva dintre ei, doi, tânjește la ceva mai mult. Da? Da, da, da. Poate, nu știu, poate cu vârsta încolo, eu, cel puțin pentru mine, un prieten e ceva foarte mult spus. Cunoscut sau asta, da, da, poate să fie. Ei nu sunt prietenii tăi. Dar ai optat anume pentru un colectiv ei sunt, de bărbați. Sunt colegii mei, noi avem relații foarte bune, dar după mine un prieten este un om care cunoaște despre tine absolut tot și îți poate spune în fața căruia tu poți să fii carte deschisă. Iată asta. Deci eu da, asta pentru mine înseamnă un prieten și atunci când nu, eu nu pot să zic că sunt prietenă cu toată lumea, că nu sunt. Și nici noi avem relații foarte bune, bazate pe respect și admirație față de colegii mei și eu țin foarte mult la ei. Cum și... i-ai adunat? Nu i-am adunat. Eu a fost un band format mai vechi. Da. Elvis Band, de la Elvis Presley cânta acolo un băiat, Sorin Stratu, el cânta. Ei au început cu rock and roll-uri, de asta și se numesc Elvis de la Elvis Presley. Dar între timp au avut loc anumite schimbări în colectiv. Ei au început să-l mărească, s-a adus acolo era chitară, bas, tobe, după s-a adus pian, apoi saxofon, trompetă, trombon.
Și... Deci e Dita Mai Orchestră, nici nu se... Da, este un cover band care majoritatea, 90% din activitatea noastră ține de evenimentele private. Te duci cu toți după tine la evenimentele private? Da, 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 noi cântăm oricât împreună. Oricât de mic ar fi sala, încăpirea, toți. Noi cântăm împreună. Eu am avut și am încă multe propuneri de a veni să cânt la evenimente cu program de o oră sau 45 de minute life, cu negative. Life, eu nu vin. Cu negative nu vin, categoric. Eu sunt pentru instrumente live. Life. Da, pentru instrumente vii. Și atunci ori acceptă așa, ori nu vin deloc. Dar tu de fapt chiar și te hrănești din evenimentele private. Da, bineînțeles, asta e, sursa mea de venit. Da, pentru da. Că nu ai un job oficial nicăieri. Nu. Da, impozit achit, nu? Exact, eu lucrez ca achit lunar, fondul social și celelalte patente. Și... La Chișcăreni tu când ai avut ultimul concert? Sau dacă ai avut vreodată? Nu mai amintesc. Nu mi-amintesc, de mult, de mult tare, pentru că în majoritatea cazurilor se întâmplă că atunci când sunt invitată la Chișcăreni, la mine deja aici este totul foarte programat și din timp. Noi din anul trecut, din decembrie, practic sunt peste 60 de evenimente bronate și majoritatea sunt contracte semnate și așa mai departe și majoritatea evenimentelor care sau concerte sau orice același festival al plăcintelor sau au loc exact atunci când încep celelalte evenimentele, când încep toate odată. Am înțeles. Și atunci, da, sunt, da, când e perioada festivalurilor, de exemplu. Și eu sunt... Paștele, nu știu ce sărbători. Da, și eu sunt legată de colegii mei. Eu nu pot să merg singur. Dacă chiar și mă invită cineva cu o lună, două, trei înainte, eu îi spun, eu pot să-ți spun acum da, dar nu-ți dau garanție. Pentru că în cazul în care o să apară un eveniment în care o să fie invitat tot bandul, atunci eu am să merg cu băieții, pentru că nu pot eu să merg la eveniment și restul nouă să stea acasă. Dar chiar și așa, ai găsit timp să te implici totuși în campania care... Care? Ai început tu să schimbi tot în satul cel, ai vrut să dai o altă față eu? Satului. Da, cum spunești campania? Amintiești-mi, hai! Despre ce e vorba? Despre piesa aceea cu... Nu, Dor de casă, cum? Dor de casă? Nu, spune cineva că tu te-ai implicat chiar în campania asta de făcut de, nu? Nu. No. Parcul. Cum a fost renovat parcul? Din care parc? De la mine? Din sat. Din centrul satului. Nu am avut eu implicare acolo. Eu am crezut că tu te-ai dus ca un voluntar. Poate m-a mai lăudat cineva clipă, acolo. Nu, poate ai făcut voluntariat. Ceva. Și tu și sora ta, voi ați făcut voluntariat în sat. La asta mă referam. Da, eu am fost implicat atâta timp cât am fost în sat. Întotdeauna am fost implicată în astfel de momente. Eu am frecventat centrul de creație acolo ani la rând, din clasa 1 și până am plecat din sat. Și acolo centrul de creație erau foarte multe proiecte, se făceau tot felul de evenimente și eram și voluntar și scout și da. Dar în parcul care este renovat acum, nu de mult, maxim cât puteam să particip era financiar, dar per general, fiind aici mama a doi copii mici, nu puteam tare să mă rup în toate părțile. Tu, nu știu, mai ai pasiune de a face lumânări? Pasiunea a mai rămas și îmi place, dar că nu mai am timp pentru el și am realizat pentru pasiunea asta și am realizat în timp că atât cât încerc să fiu bună în toate domeniile și să mă implic în toate, mă storc energetic foarte mult și nu mai sunt eficientă. Mi se pare că oamenii care aleg să facă lumânări din chiar au o psihologie anume. Nu? Pentru mine era o terapie. Era o terapie. Era o terapie și pe timpul pandemiei m-a ajutat foarte mult și financiar. Pe timpul pandemiei chiar am deschis o întreprindere individuală și o priveam ca pe o afacere. Da. Pentru că aveam venit din ea. Dar știu colegii de tale, de exemplu, Roxana s-a apucat să facă echibane, fel da, de făcea fel, din flori. Da, da, da. Exact, exact. Acum nu prea am timp, deși au fost câteva tentative, chiar am niște cunoscuți care erau gata să investească, ei având business-uri mari, erau gata să investească financiar, să mă ajute și cu un business plan și așa mai departe. Și le-ai numit UB?
Iubi, de la iubire. Da. De la iubire. Eu întotdeauna am, eu am ce am cu dragostea și cu iubirea. Ești dependentă de iubire. Eu consider că chiar astăzi am postat un promo pentru un video promoțional pentru musicalul de pe 8 martie unde o să cânt. Și am fost întrebate ce vor femeile și atunci eu nu am stat foarte mult pe gânduri, pentru că noi ne naștem din dragoste, pentru dragoste și dragoste dorim. Eu mă uit după Eva, fata mea mică, de la 2 ani, de când a început a vorbi, atunci când avea vreo problemuță sau nu ieșea ei ceva sau sufletește, nu se simțea ea bine sau că e tristă sau că nu, întotdeauna și până în prezent. Vine și mama, dă-mi, te rog, vreau niște iubire. Și iubirea asta înseamnă că tu vii, o pupi, o cuprinzi și asta poate să dureze uneori 5 secunde, alte ori un minut maxim. Și atunci ea și-a luat doza ei de iubire necesară și a plecat. După mine, cel mai mare leac este dragostea și noi toți, cât de puternici și independenți am fi, femeile, apropo, care tind, acum este tendința asta de a fi pe cât se poate de independente și de puternice și toate au nevoie rău, de... E de rău asta? Nu e de rău, dar toate au nevoie să... Noi toți oamenii, bărbați, femei, avem nevoie să ne simțim iubiți. Completați. Și să iubim. Nu completați, să ne simțim iubiți de cineva. Dar putem să oferim iubire în schimb atunci când suntem suficient de bine cu noi înșine. Dar tu te îndrăgostești de asta, apropo? Da, e îndrăgosteala asta nu-i dragoste. A cât durează? Păi depinde de perioadă, depinde de situație, depinde de... Te îndrăgostești de cine, de regulă? Păi uneori pot să mă... îndrăgosteală sau poți să simpatizezi pe cineva sau poți să vezi să găsești o trăsătură, ceva la un bărbat care să îți placă sau să te inspire sau... Eu întotdeauna am recunoscut faptul ăsta că mereu am nevoie să mă îndrăgostesc de cineva. Eu am o bună parte, o bucată mare de artă în mine și ea necesită alimentată cu astfel de emoții și trăiri. Doar că eu pot să mă îndrăgostesc de cineva și el în viață să nu afle și să nu știe despre asta. Pentru că noi femeile ne îndrăgostim, ne creăm acolo o realitate a noastră în căpșorul nostru, ne-am hrănit, ne-am luat emoțiile de care avem nevoie și am plecat. Puțin așa fac eu. Nu mă adâncesc prea ne mult. Ne creăm realitate sau ne creăm iluzii? Exact. Eu trecută deja prin divorț și având și 2 copii, după ce am născut 2 copii, mi s-au schimbat foarte multe lucruri în căpșorul meu. Am realizat că asta este dragostea supremă. Eu credeam că până a naște copii, credeam că vedeam dragostea într-un fel. După ce i-am născut, am realizat că dragostea e alta. E altfel. Nu credeam că poți să iubești atât de mult pe cineva. Și apoi, după divorț, am avut o foarte perioadă, a existat o perioadă de timp în care am rămas eu cu mine. Apoi este o problemă la femei, un moment, nu știu dacă pot să zic problemă, că nouă ne este frică să rămânem singuri cu noi. Și bărbații le este frică să rămână singuri cu ei o lungă perioadă de timp. Dar noi ne temem de singurătate mai mult decât bărbații, nu știu de ce. Păi depinde cât de bine ne-au fost în relațiile precedente. Sunt femei care atât au tras că ele sunt bucuroase să iasă de acolo și să fie singure și să nu mai intre în... Voi ați divorțat la inițiativa ta, apropo? Da, da. De ambele ori, da? Da. Și prima și a doua ori? Prima a fost mai mult un moft, a fost un fel de a demonstra că eu mă țin de cuvânt și eu dacă am zis că fac, fac. Da, dar uite, mă rog, știi, prima mea dragoste din sat are o istorie similară. Deci băiatul ăsta, nu știu dacă o să mă urmărească, că nu știu, pe unde, prin Polonia, prin nu știu ce, deci s-a căsătorit de 2 ori cu aceeași femeie, tot a divorțat și nu știu ce. Și, dar a doua oară, de ce te-ai întors și ai refăcut relația?
Soțul meu a fost prima, nu, a fost de comun acord. El era din satul meu de Baștină. El a fost, să zic așa, prima mea dragoste, prima mea relație serioasă cu un bărbat. Noi am fost de la 16 ani împreună. Și după ce ne-am despărțit și am divorțat, cred că vreo lună, două a durat despărțirea și după asta iarăși ne-am... Pentru că simțeam eu, îți dai seama, atâția ani fiind într-o relație cu cineva, aveam teama asta, frica asta, parcă nu puteam să accept pe cineva străin în viața mea, deși propuneri au fost dintotdeauna, dar pentru mine era ceva tabu, știi, nu... Nu, adică nu vedeam cumva, pe altcineva. Că ai avut un bărbat și trebuie să trăiești cu el toată viața. Exact. Eu am fost așa educată. Sunt trei fete, eu sunt prima fată. Întotdeauna când plecam undeva, tata îmi spunea, vezi, bagă de seamă, fii cu minte, ai grijă că ești tu cea mai mare și mai sunt fete din urmă. Vezi să nu mă arate, să ne arate lumea cu satul cu degetul. Exact. Am fost crescuți așa în mă rog, într-o astfel de exact. Și cumva eu mă simțeam așa responsabilă, știi, în căpșorul meu era că dacă te-ai întâlnit atâția ani cu un om, și senzația de vină ai avut-o, apropo? Am avut-o după al doilea divorț, am avut-o și față de el și până în prezent eu știu că l-am trădat într-o oarecare măsură, i-am trădat așteptările, dar și nu pot să zic că nu mă mustra conștiința că nu am putut să fac tot posibilul ca copiii să crească într-o familie integră, dar... Era atât de gravă situația? Nu, iarăși eu m-am condus sau după... era consumată deja? Eu m-am condus după interiorul meu și eu întotdeauna am zis, dacă-s dracu, asta este, n-am ce să fac, dintotdeauna am fost așa, dintotdeauna am fost foarte iute și foarte aprinsă și foarte libertină și foarte... Asta înseamnă că te-ai pliat foarte bine în concertul Lupii, cu Lupii lui Calancea. Da, sigur, dar deci da, Calancea acolo, da? Simte foarte bine, Alex simte foarte bine oamenii și simte ce zace în ei și... Eu mă simțeam la un moment dat în relația cu relația pe care o aveam cu soțul meu fiind un om foarte bun. Mă simțeam și nu mi interzicea să ies să cânt sau gelozie, nu exista absolut. Gelozie, nu fă ce vrei, ce poftește inima. Gelozie? Da. Nu. Nici până în prezent. Nu, dacă văd că cineva are tentative de genul, categoric de la rămânem prieteni, știi, vorba ce e, o mână caldă și la revedere. Nu-mi plac condițiile și nu-mi plac restricțiile și nu-mi place să mi se zică că tu până aici ai voie. Eu știu singură până unde am voie, am bunul simț, am valori educate de acasă și cumva, iată, momentele astea că tu nu ai voie, când mie îmi spune cineva că tu nu ai voie, parcă îmi dă ceva în cap. Eu știu că nu am voie. Nu-mi place să fiu învățată exact. Sau să mi se spună. Dar acolo... Ce simțeam... era acolo? Deci cum te simțeai? Nu știu. Păi, nu știu, probabil, poate era și o depresie de asta postnatală, că am născut foarte repede un copil după alt copil, tot felul de griji, inclusiv financiare, lucru, oboseală, eram în nunți, eram în lumânări, eram în tot și aveam foarte multe griji pe umerii mei pe care nu cred eu acum la anii mei și cu experiența care o am, că trebuie să le aibă o femeie. O femeie trebuie să înflorească, să aducă dragoste și lumină. Femeile nu sunt făcute ca să care pe spatele lor multe. Inclusiv toată grija financiară era pe spatele Nu. El s-a implicat, dar orice început, orice familie nouă, noi fiind de la țară și eu și el, nimeni nu avea părinți milioneri și toată lumea lucra. El lucram și eu cot la cot cu el. Și părinților noștri la fel, li s-a dat greu să adune ceea ce au adunat la viața lor. Dar una peste alta și eu dintotdeauna simțeam nevoia asta de
a mă manifesta în creație, de a crea, de a face. Și nu aveam timp pentru asta. Uite, și nu aveam cum să mă dezvolt în domeniul ăsta. Zici că simțeai nevoie să te manifesti și în același timp spui, niciodată n-ai vrut celebritate de pe urma creației. Nu, dar păi, de a mă manifesta și celebritatea, astea sunt două lucruri diferite. Nu, una nu exclude pe alta. Păi da, nu exclude, dar eu zic că nu... ca să mă manifest eu în domeniul artei, să zic, da? Mă găseam pur și simplu fără timp și fără vlagă și fără energie de a rămâne eu cu mine. Eu ca să creez ceva și ca să redau și să transmit, am nevoie să fiu eu singură cu mine. Atunci când tu ești... Eu nu pot decât să admir femeile care, fiind într-o relație, având o familie, având soț acasă și copii mâncare, și lucru și toată alergătura asta, să mai poată să și mai scrie ceva, să mai și compună, să-și manifeste ele creativitatea. Eu cred că toate femeile sunt născute pentru a crea și pentru creativitate. Și eu cumva parcă eram, nu știu, mă blocată la tu știi că eu am văzut femei bogate care sunt de părerea că le poți avea pe toate. Tu crezi că noi chiar le putem avea pe toate? Eu cred că nu toate femeile le pot avea pe toate. Mm-hmm. Mai depinde probabil și de noroc și de, cel puțin din experiența mea proprie pot să zic că deocamdată nu mi-a reușit încă să le am pe toate. Dacă sunt bine la capitolul carieră și dedic foarte mult timp și energie acolo, atunci viața personală lasă de dorit. Și nu e neapărat asta rău, dar cel puțin acum pe moment eu realizez că e vorba de priorități. Asta e. Și eu realizez că, uite, e foarte simplu, e o matematică, să zicem. Eu am 24 de ore la dispoziție, da? Da. Și am luat, eu am doi copii și ei sunt prioritatea mea numărul 1 și responsabilitatea mea numărul 1 acum, după mine, pentru că pe prim loc sunt eu. Nu sunt copiii, sunt eu. O să fiu eu bine, o să fie și copiii. Da. Atunci eu am nevoie de... Și mă ascult pe mine. Ce vreau eu acum? Ce este prioritar pentru mine acum? Ce simt eu că am eu nevoie acum cel mai mult? Ce pot să fac acum? Și atunci, pe moment, eu realizez că eu acum tânjesc și foarte mult sufletul meu tinde și vrea să scrie și vrea să creeze. Și asta necesită timp. Eu nu știu, slava este efemeră, trecătoare, dar... Dar creația, nu tânjesc după slavă. Dar creația... Nu tânjesc după slavă, dar este un glas din interiorul meu care este o femeie acolo în interiorul meu care urlă că vrea să iasă la iveală, să scrie, să cânte, să facă. Eu mă hrănesc din procesul ăsta. Eu simt că trăiesc. Eu nu, de asta vorbim de faimă și celebritate. Să fi vrut eu faima și celebritatea la lucruri pe care l-am eu și puteam foarte ușor să o obțin. Am mai menționat. Ai mers, ai cumpărat, ai ieșit la o televiziune, ai cumpărat un cântec, ai mers la un compozitor, la un producător care cu renume, da? Și ai făcut cântece, ai ieșit cu albume întregi unul după altul. Nu vreau să dau nume, dar știm ce muzică se ascultă la noi în țară și este foarte bine cotată. Dar sunt astfel de interpreți. Păi da, asta și e diferența. Cei mai celebri de la noi. Dar sunt niște fenomene care o să dispară în timp, pe când creația și ceea ce se face din suflet și care vine firesc și are un... să zic, la bază, un adevăr bine simțit și trăit și e sincer. Tot ceea ce este sincer și vine din suflet, fără anumite interese, asta prinde. Pentru că tu pe oameni nu poți să-i minți. Tu poți să-i minți pe moment să creadă că, băi, da. Dar sunt cântece create ani, mulți ani în urmă și pe care tu poți să le asculti și acum în prezent și ele o să-ți trăiască ceva, o să-ți trezească ceva, acea emoție. Și iată, astea sunt creații valoroase. Ai cântece din astea de care asculti, când ai o stare anume? Nu. De obicei, eu ascult foarte puțină muzică modernă, modernă sens că care se face acum, practic, nu ascult deloc, nu sunt la curent cu ce interpreți noi avem, ce este în trend, ce se face nou.
Pentru că la un moment dat am realizat că, urmărind atât de bine piața, am început să fac și eu cam ce face restul lumii și asta nu e bine și nu e în favoarea mea. Cumva automat încep să copiez, nu știu cum, știi? Da, și am zis că nu. Am avut foarte... și în prezent mă deranjează faptul că multă lume mă compară fie cu Delia, fie cu Raluca, timbru vocal, fie eu cu... Doar melodia mi-a amintit, deci mesajul. Nu zic de tine, că tu n-ai zis de Delia, dar ca timbral, noi ne asemănăm. Mă asemăn cu Laura Stoica, mă asemăn cu Mădălina Manole, dar asta nu e neapărat rău. Asta e vocea mea. N-am ce să fac, cum să o schimb. Vocea ta e tare faină. Da, păi sigur că da, dar oamenii fac asocieri întotdeauna și atunci în momentul în care nu-i destul că timbral tu ai, se aseamănă, te duce în piesele cuiva, dacă mai stai și mai ascult și muzica acelei persoane, vrei, nu vrei, devii în timp. Eu ascult foarte multă muzică veche, Cristian Vasile, Jean Moscopol. Ultimul an am cântat la Teatru Eugen Ionescu, se organizau niște nocturne și acolo cântam multă muzică veche românească din perioada interbelică. Și apropo, iubește-mă, dacă ascultăm atent orchestrația, da, te duce iarăși undeva în muzica veche. Deși... Nu, că am zis că e un retro minimalist, dar de foarte exact, bună calitate, dar, știi? Da, noi am optat cu Mahaia, cel care m-a ajutat la orchestrație și un băiat foarte talentat, un băiat foarte bun. De ce Mahaia? Mahaia, da. Mihăiță îl cheamă, dar e ca numele lui de scenă, e Mahaia, pentru că el și cântă foarte bine și, apropo... Dacă o să mă pui să-ți dau și eu un hashtag la sfârșit, o să-ți-l dau. Dar nu mi-l spune acum, pentru bine, că acum avem rubrica cu minte. Eu ți-am spus despre ce este vorba. Așa. Să n-avem vorbe. Deci, primul proverb. Nici salcia pom. Vai, prima dată aud acest proverb. Zău. Continuă cum prima vrei tu. Dată. Nici salcia pom. Hai că-ți dau varianta originală, dacă hai, nici băierul om. Am înțeles. Al doilea, cine se scoală mai dimineață? Mai departe ajunge sau cum era acolo? Mai bine o zi corb decât o viață. Stai un pic. Hai mai bine, mai bine o zi corb decât o viață. Asta ar trebui prin comparație să... Așa, așa. Dar eu sunt foarte, încep, iată, un moment de-al meu, că eu foarte tare complic lucrurile, deși ele sunt simple, dar hai, dă-mă că sunt curioasă. Mai bine o zi corp decât o viață cioară. Aha, dar stai un pic, care diferența e diferența între corp și cioară? Corp și care? Nu. Vai. Că îți dai, explic acum. În care e corbul. Corbul este... Pasărea aia ce e puternică, cu personalitate, care poate trăi chiar o singură zi, dar știi că a trăit cu demnitate. Decât cioara pe care toți o alungă și... Dar de ce eu credeam că corbul e tot din categoria cioare? Tot cioară, în fel și... cioară. De asta și m-am blocat, că nu știam, zic, adică... Hai că mai departe sigur le știi. Hai. Omul gospodar își face vara sanie. Și vara sanie și iarna căruț. Căruț. Nu pune toate ouăle într-un... Într-un ce? Într-un ce? Cuib ce? Într-un da, ce? Hai așa. La un loc, într-un coș. Satul arde, iar baba... Se capte. Faci storie. Faci storie, da, zice, faci da? TikTok. Hai tu, dacă vrei la nebunie, de asta da, le continuă. Da, tu. Hai, eu credeam hai că la început. Să... Ei, nu, stai, lasă-le, că gata. Cu o floare nu se face. Nu pot să zic că nu primăvară, că primăvară. Cu o floare nu se face buchetul de mireasă, de exemplu. Așa. A, tu vrei că eu să le schimonosesc? Vreau să le interpretez cum. Tot țiganul își laudă. E și iarăși știu că tot țiganul își laudă ciocanul. Da. De 7 ori măsoară. Și odată taie. Ochii care nu se văd. Se uită. Nu cred că ochii se uită. Care nu se văd. Nu se uită. Văd. Se uită. Ba da! Ai vreun cântec despre ochii care nu se văd? Nu. Poate o să fac. Are Satoshi ceva despre ochi foarte frumos. O piesă. Mm-hmm. Satoshi e un interpret de la noi foarte bun. Pe bun? Da. Tu, apropo, ai duieturi cu cineva din România? Nu. Nu am.
Chiar ieri am primit un mesaj de la o casă de producție din România foarte mare. Dar deocamdată o să refuz. Eu nu vreau. Te-a deranjat un pic proverbele astea? Nu, de ce? Okay. Da. Nu știu, că mă gândeam că la chișcăreni, crescând într-o altfel de familie, trebuie să le știi ca pe tatăl nostru, adică nu... Nu, acum... Sau în funcție de zone și aceste proverbe. Eram... multele dintre ele chiar prima dată le-am auzit. Deși eu în copilărie și în școală, fiind întotdeauna, am știut foarte mult. Da, eu am citit foarte mult și, bun, în ultima perioadă nu pot să zic citesc la fel de mult, chiar nu am timp. Hai că o să citești cartea mea. Dar chiar, te rog. Hai să-ți dau cu autograf. Dar între timp spune-mi, de ce ai renunțat la culoarea roșcată, la păr? Culoarea roșcată a apărut după ce am divorțat prima dată. Aveai nevoie să ieși în evidență, exact. Și ca un protest. E femeia aceea din interiorul fiecarei femei pe care are o femeie, fiecare femeie are după mine încă o femeie acolo, una creatoare care necesită să iasă la, să iasă la iveală, și atunci de foarte multe ori când simțim că ceva nu e în regulă cu noi pe interior, încercăm să facem schimbări pe exterior, dar că asta ne liniștește de pe foarte puțin timp. Fie ne schimbăm tunsoarea, fie ne vopsim părul, fie nu știu, ne punem pe regim sau... Dar n-ai nevoie de regim, nu? Nu cred că ai nevoie. Că tu ești foarte ok. Alimentar, da. Am nevoie și uite că mă cam biciesc, că am vreo lună de când tot zic să mă pun pe el și nu prea reușesc fizic și mănânc aiurea și pe mine de la Paris, povedania unei amante drept la tine. Mulțumesc, draga mea. Tu, apropo, ai locuit vreodată peste hotare sau era o informație eronată de fapt despre... Nu. Mm-hmm. Nu am locuit, eu sunt foarte strâns legată de pământul meu și de părinți și de casa părintească și eu energetic nu știu ce m-aș face peste hotare, cel puțin acum. Ai rădăcinile prea adânci, așa? Da, foarte. Și eu e suficient să mă întorc acasă, să stau o zi, două, trei la țară și vin alt om. Da. Plină de... Eu știu că orice eveniment important care implică și prezența multor oameni te sacă de energie. Foarte mult. Eu știu sigur că asta s-a întâmplat după lansarea videoclipului. Foarte mult. Deci, eu acum trăiesc o euforie foarte... Și da, și tot... Îmi spun la început de săptămână, hai că asta a fost mai grea, următoarea o să fie mai ușoară. Și nu prea. Și deja încet încep să simt că cam încep să slăbesc. Așa? Energetic, și de asta, nu știu. Exact. Și de asta obosesc, simt că mă obosește creierul și nu pot să fiu eficientă la maxim, atât cât știu eu că pot să fiu. Îmi scapă multe. Psihologii spun că anume oamenii prea sinceri trec prin astfel de momente. Noi poate ar trebui și tu, și la mine chiar, scuzați-vă rog, indiscreția și lipsa de modestie, ar trebui probabil să avem niște din astea mecanisme de protecție, nu? Da, eu le am. Da. Pentru că... dacă pe 14 februarie eu am lansat videoclipul, drept că seara târziu, dar am făcut mare tam-tam cu el până la și foarte multă lume aștepta și comentarii și întrebări când, hai, cum. Și plus la asta, pe data de 14 februarie eu am cântat la 3 evenimente. 3 evenimente cu foarte multă lume. Și oameni care uneori conștient și alteori inconștient, energetic te papă. Absorbe. Te vampirează. Da. Și atunci este foarte important ca tu să, cel puțin în cazul meu, să... Eu sunt sinceră, eu trăiesc ceea ce cânt, eu savurez acest proces, dar te țin la distanță de o mână. Asta e. Draga mea, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Dă-mi hashtag următorului invitat. Am zis, Mihăiță Chiriac, Mahaia. Mahaia. E cel cu care, da, numele lui de scenă e Mahaia, e cel cu care am lucrat la Iubește-mă, un băiat foarte talentat și care are, acum lucrează la propriul său album și care, într-adevăr, face muzică bună și are ce să... Pe YouTube. Da, îl găsești și pe YouTube, îl găsești și la mine în prieteni și numărul de telefon ți-l las. Îți mulțumesc tare mult, mai repede să-mi pun încă o dată melodie Iubiește-mă. Mulțumesc. Dragi prieteni, noi am fost la Vorbe cu Minte alături de Tatiana Turtureanu, Ion Palade dintr-un sac cu ea din Chișcări. Maxima pentru azi era muzica este refugiul universal pentru sufletele alungate de acasă. Nu plecați de acasă. V-am pupat, cele bune!